am venit cu o soluție care sper să fie acceptată, să fie desemnată pentru a putea forma rapid un guvern, așa fel încât până la 15 ianuarie să adoptăm bugetul cel mai târziu. Această propunere este o persoană pe care o cunoașteți, Sevil Şaideh, a fost ministrul dezvoltării, am lucrat cu mine ani de zile, a lucrat cu mine nu numai Ministerul Dezvoltării, dar din poziția mea de viceprim-ministru am lucrat împreună la toate dosarele guvernamentale și cunoaște activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totală, iar prin această propunere din partea mea este și un mesaj puternic pe care îl transmit tuturor cetățenilor României, că mi-asum întreaga responsabilitate pentru activitatea guvernamentală și pentru punerea în aplicare a acestui program de guvernare.